Vă pun zahăr în cafea? Nu, pun de obicei, da. Până când o viață mare. Aveți dreptate. Auziți? Și cu pisii, cum e? Ați început să vă împrieteniți? Da, nu știu ce să zic. Sincer... Doamnă, eu n-am văzut fata mai gospodină ca asta. Credeți-mă. Știe să gătească, știe să țină o gospodărie și încă ceva. La serviciu a fost promovată. Din secretară este asistentă de director. Nu aveam alte așteptări pentru băiatul meu. Ce prințesă vă trebuie, doamnă? Nu știu, cineva așa ca mine, cum eram eu în tinerețe, că toată lumea m-a admirat pentru eleganța mea și pentru bunul gust. Doamnă, eu cred că dumneavoastră nu vă dați seama, dar aveți foarte multe lucruri în comun cu ea. Apele liniștite sunt foarte adânci, credeți-mă. Da, mă rog. Uite, mi-aș fi dorit să fie și copilul ăsta să bea o cafea acum cu noi, că tare mi-a fost dor de el în weekendul ăsta. Da, nici n-am auzit când i-am intrat în dormitor la el. Erau hainele împrăștiate pe marginea patului, călțămintea murdară de noroi și stăteam și mă gândeam pe unde i-or fi umblat lui piciorușele cu zăludele la două, că dormea ca un îngeraș. Dar ce credeți dumneavoastră, doamnă, că îngerașii din ziua de astăzi au timp să fie obosiți? Era o metaforă, așa. Vorbind de metafore, unde-s căprițele alea două din Buceci? Nu vin și ele să bea o cafea cu noi? Ele sunt mai matinale. Deja la 9 trebuie să fie la birou. Munca înnobilează pe om, dar nici lenea n-a ucis pe nimeni. Și eu, să știți, în ultima vreme cam lenevesc, recunosc. Dar chiar la ce oră or fi ajuns aseară acasă? Și cât au dormit? Și dacă s-au trezit când au plecat? Și asta este viața pe care o duc ele în general? Doamne, așa o să trăiască copilul meu de acum încolo. Doamnă, sunt prea multe întrebări pentru mine și prea de dimineață. Cred că au ajuns să judece miezul nopții, că am auzit că hăiele râdeau pe-n fundale. Dar de fapt, nu știu să vă spun multe, că știți, baby e capul răutăților. Pisii e doar așa, e doar coada ei. De fapt, când or fi plecat? Că eu n-am auzit nimic și o dorm iepurește. Ia stați un pic că mă duc să bar la ușă. Măi, doamnă, înăuntru sfărăie cineva. Sunteți sigură că a zis copilul ăla acasă sfărăie? Ei, asta nu fi rămas peste noapte să doarmă aici cu ele? Ei, asta e bună, l-am lăsat în pat sfărăia ca unul zbeat. Ca unul zbeat? Ia uite ce dorm ele muntencele. Baby, pisii, scularea! Scularea că rămâneți fără serviciu! Aoleu! Cât e ceasul? 10. Păi dar cum să fie 10? Că eu nu aveam de muncă. Moară șef. Tu ești de vină, pisii. Trebuia să pui ceasul să sune ăsta, telefonul. L-ai pus? Da, bineînțeles că l-am pus, dar că nu mă pun baza pe tine. Dar văd că am dormit atât de bine încât nici nu cred că l-am auzit. Ai rău de mult a fi de vină. Am visat că eram într-o poieniță și iubim mă ținea în brațe și miroasea a frat și a rouă. Iar eu așa gata, mai lasă-mă cu poienița ta. Nu era nicio poieniță, era parfumul meu. Și eu l-am visat. Noroc cu tanti, că zic că dacă nu... Aoleu, doamne, ce dezordine! Dar voi așa dormiți aici? Așa? Sau... Așa, machiată ca de bal! Vai, dar eu arăt ca scoasă din cutie și când dorm, doamnă. Deci, n-am avut timp să mă demachez aseară și uite că acum îmi prinde bine că am timp să beau o cafea cu voi. Hai, pisii, hai mai repede. A, voi așa dormiți, visați la cai verzi pe pereți, umblați una în visul celeilalte. Nu, cum? Doamnă, chiar nu știu ce-a fost. Parcă ne-am băgat în pace și s-au lipit așa cerceafurile de noi. Și din ele parcă țâșneau așa valuri de arome, de lapte, de cocos și cocktailuri și plajă cât vezi cu ochii. Da, nu știu, așa a fost. Un parfum așa de straniu și... Fetelor, sper că n-ați fumat ceva. Nu permit ca băiatul meu... De ce credeți voi că seara când ați venit acasă nu m-am trezit să vă fac scandal cum vă fac de obicei când veniți târziu, a? Uite, din cauza lui ați dormit ca lemnul. Aha, sunteți gata? Hai, l-am plecat! Tanti, nu-mi povestești și mie despre când și pe unde te mai plimbă balsamul ăsta? Drăguță, doamnă, mai bine ți-l fac cadou să te ducă el pe unde ți-o dori sufletelul. Eu o să-mi cumpăr altul că mi-am descoperit deja plaja. Mulțumesc, mulțumesc mult! Hei, să rămână, unde-i mami? Pui tot drag aici, ai orbul găinilor! Pui, mami, ești bine, ai dormit bine! Da. Ce-i dragă cu tricoul ăsta pe tine, pe dos? Păi știi că trebuia să mă trezești mai devreme ca să ajung acum o oră să le iau pe fete, să le duc la muncă, că așa le-am promis.
Stai, dragă, că le iei acum, că și așa au dormit ca lemnul, ca și tine. Haideți, măi, sunteți gata odată? Hai că vă pupați pe drum. Stai, nu pleca. Te rog frumos, ia-l cu mașina, du-l acasă și mi-l aduci diseară. Nu pot să-l car după mine la shopping astăzi. De ce? Adormitorul de romantici, băi. Ai grijă să nu mai vezi și pe ăsta.